Unde? Salutare la toată lumea, bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vreau să fac prezentarea setup-ului meu, partea a doua, gen setup-ul meu 2, ceva în genul. Așa că hai să începem. Bun, în primul rând, avem biroul ăsta nou. E foarte mare birou, mi-l-a luat maica mea vara asta. Apoi avem aici niște boxe de la Miria, pe care nu le-am mai folosit de vreo 9 luni, ceva în gen. Apoi un webcam, care mi-a luat maica mea acum un an sau doi, de Crăciun. Nu prea bun, nu știu cum se numește. Apoi avem un monitor de la Asus, are 144 Hz. Un controller de PS3, dar va fi cât de curând posibil înlocuit cu unul de PS4. Aoleu. Apoi avem așa. Avem niște căști de la Kiris Altair, sau cum se numi. Altair, cred că se citește. Uitați-vă cum arată. Așa, ceva în genul ăsta. Scaunul de gaming de la Mirie e cel din videoclipul trecut, cu setup-ul meu. În aceeași chestie. Avem un mousepad mare, l-am luat de pe Mag, nu știu cum se numește, cred că se numește, nu știu cum se numește, dar m-am uitat numele. În fine, l-am luat random de pe Mag pentru că avem nevoie de unul mare. Am avut unul mic, dar l-am dat la un prieten și l-am luat pe ăsta mare după. Apoi, avem tastatura Redragon Vizno RGB. A, da, cu căștile astea au venit la pachet cu mousepad-ul ăsta, tot de la Kiris. Apoi avem aici un mouse de la Razer Deadeader V2, gen V2 versiunea a doua, mă rog, așa spuneți. Bun, am revenit. Am zis despre mouse, despre mousepad, bun. Și în această unitate se află așa. În primul rând, această sursă de la Aerocool, placă video GTX 1650, 16 GB de RAM și un procesor i5. Și recent mi-am luat un SSD de 500. Și cam atât. Bun, și cam atât a fost cu acest video. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut. Și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!